Bine ați venit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Forum IT, o dezbatere ITOX, așa cum v-am obișnuit. Aș veni cu ceva din scrierile românilor. Ce dat și pentru noi, bucuroși ne-o duce toate de pace, de război. E adevărat că nu e chiar o stare de bucurie, dar toate stările, că sunt de bucurie, că sunt de tristețe, trebuie abordate cu multă înțelepciune și în niciun caz puse într-o zonă gri, nu există, domnule, n-am văzut, n-am auzit. Așa că în această seară vom discuta la emisiunea Forum IT despre războiul cibernetic, un război fără granițe. Invitatul nostru, ca de obicei, un invitat special, este, să zicem, pe tradiția Forum IT, domnul Mădălin Dumitru, specialist în securitate cibernetică, CEO al companiei Cyber Smart Defense. Bine ați revenit la Canal 30. Bună seara, bine v-am găsit, v-am regăsit. Este război cibernetic în momentul ăsta în internet sau nu? Este de mult război cibernetic, de peste 15 ani. Doar că a îmbrăcat mai multe forme acest război cibernetic până acum și era nevăzut. Acum este public, este declarat și putem să-i vedem și efectele. Dacă până acum, să spunem, erau sporadice aceste efecte, a fost în 2007, atacul asupra Estoniei, când a fost atacată infrastructura critică a acestei țări, se presupune de către Rusia. A fost atacul faimos denumit Stuxnet, cum a fost denumit virusul cu care a fost atacată centrala nucleară din Iran. Au fost astfel de atacuri care au fost atribuite sau nu unele Rusiei, altele altor state, însă acum vedem că este declarat public și chiar la cea mai înalt nivel pe care eu personal l-am văzut în ultimii 15 ani. Războiul cibernetic înseamnă, are mai multe fațete. Războiul cibernetic înseamnă dezinformare, înseamnă atacarea infrastructurilor critice, înseamnă atacarea infrastructurilor non-critice, dar importante, relevante, înseamnă folosirea tuturor căilor de comunicare care să convingă masele să întreprindă anumite acțiuni. Deci o parte ideologică. Da, această parte ideologică în domeniul nostru se numește hacktivism. Hack pentru activism. Și spionajul cibernetic. Peste acestea se suprapune infracționalitatea cibernetică, adică hackerii care atacă pentru foloase materiale, pentru a fura bani, ca să o îmbrăcăm într-o formă mai plastică. Și aș începe așa să dăm niște exemple despre aceste acțiuni pe care le vedem. Nu trebuie să ne spună cineva, ci le vedem. Un atac cibernetic poate să afecteze următoarele trei direcții. Disponibilitatea serviciilor, atunci când nu mai funcționează sistemele, integritatea datelor, adică datele din bazele de date sunt modificate. Ne imaginăm o bază de date a unui organism care taxează populația, să spunem, spre exemplu, ANAF, care are în baza sa de date toți contribuabilii și cineva vine și modifică, adică alterează integritatea datelor. Și confidențialitatea datelor, adică sunt furate, extrase, exfiltrate, cum se spune în termen tehnic, datele din confidențiale din aceste baze de date pentru diverse motive. Fie sunt vândute inamicului, fie sunt pentru, în cazul războiului cibernetic între state, fie acest inamic atacă pentru a spiona și pentru a afla informații sensibile, informații prețioase asupra inamicului pentru a ști cum să acționeze. Informația înseamnă putere. Și mai există tot în zona confidențialității furtul de date de către companii care se spionează între ele pentru a
din nou, a avea informații și pentru a ști cum să abordeze anumite situații. Deci aceste trei mari direcții sunt cele care sunt implicate, care sunt afectate în cazul unui atac cibernetic: confidențialitate, integritate și disponibilitate. Acum, infrastructuri, războiul cibernetic, cyber warfare între state, constă în faptul că un alt stat atacă infrastructura critică a inamicului, a altui stat, pentru a-i afecta în primă fază integritatea datelor sau în prima fază confidențialitatea datelor, pentru a afla informații despre strategice, despre infrastructura critică a inamicului. Și apoi atacuri cibernetice, cum am văzut și în Ucraina, când chiar în ziua în care a început invazia militară, am văzut un atac cibernetic care era menit să afecteze disponibilitatea datelor. În aceeași zi, sau practic cu câteva ore înainte să se intre militar, să folosească forța militară, se presupune că Federația Rusă i-a fost atribuită acesteia, a atacat cibernetic infrastructura critică a Ucrainei cu un virus, cu un malware destul de sofisticat, care de tip data wiper, care era menit să șteargă datele din sistemele informatice și să afecteze disponibilitatea acestor sisteme. Se poate dovedi ușor cine este atacatorul? Asta este cea mai mare provocare în acest domeniu al securității cibernetice: atribuirea atacurilor cibernetice. Pentru că este extrem de ușor. Dacă, de exemplu, într-o invazie militară vedem tancurile, vedem soldații fizic, într-un război cibernetic este extrem de greu, aproape imposibil, dacă și atacatorii au sisteme avansate, noțiuni, pregătirea necesară, pot să-și acopere foarte ușor urmele și atunci este foarte, foarte greu de atribuit. Deci, practic, un hacker sau o armată cibernetică poate să atace niște sisteme informatice într-o țară, de acolo, de pe acele servere, de pe acele calculatoare, să atace alte calculatoare pe alt continent și de acolo să desfășoare atacul cibernetic către ținta finală. Propriu zis, către țintă. Da. Mă gândeam să vă îndrept ușor către cine sunt actorii unui război cibernetic, dar nu înainte de a spune câteva cuvinte despre echipa Cyber Smart Defense, care îmi place foarte mult cum se autodefinește. Este formată din hackeri etici de talie mondială cu mulți ani de experiență în teste de penetrare și securitate IT. Să înțelegem, deci, că hackerii etici sunt, de fapt, soldați cibernetici. Există trei tipuri de hackeri. Există hackeri negri, ei se numesc black hat hackers în denumire tehnică în limba engleză, dar o să vorbim în limba română. Hackerii negri, aceștia sunt hackerii care dețin aceleași cunoștințe ca toți ceilalți hackeri, doar că scopul pentru care aceștia execută aceste atacuri cibernetice sunt malițioase. Adică ei atacă pentru a fura, pentru a distruge, pentru a perturba activitatea companiilor și așa mai departe. Mai există hackerii gri, gray hat hackers. Aceștia sunt cei care întreprinde aceste atacuri cibernetice neautorizat. Adică trebuie să înțelegem că orice atac de genul acesta controlat pentru a identifica vulnerabilități în sistemele informatice și pentru a recomanda soluții de remediere a acestora, au nevoie în prealabil de o autorizare din partea celui care deține această infrastructură IT. Aceasta este diferența între white hat hackers, hackerii albi, și hackerii gri. Hackerii gri atacă aceste sisteme informatice, identifică vulnerabilități și îi informează pe deținătorii infrastructurilor IT despre aceste vulnerabilități ca aceștia să și le remedieze. Dar ei sunt tot în zona gri pentru că nu au obținut în prealabil o autorizare, nu și-a manifestat interesul deținătorul infrastructurii respective, nu și-a manifestat interesul și trebuie să semneze niște documente. Noi avem un set riguros de documente pe care le semnăm, de acordul de confidențialitate, reguli de angajare, cum le denumim noi, rules of engagement, în care definim foarte clar care sunt orele și așa mai departe, la care întreprindem aceste teste de penetrare, care sunt IP-urile de la care noi facem aceste teste. Și ultima categorie, white hat hackers, sunt hackerii albi,
care suntem ceea ce facem, ce facem noi. Permiteți-mi să citez eu tot din site. Persoane talentate ale căror minți își cunosc funcționarea interioară a celor mai cuprinzătoare și complexe programe de calculator. Ei excelează în spargerea sistemului IT, apoi la găsirea și neutralizarea amenințărilor de securitate. Abilitățile și competența personalului din acest tip de companii, pentru că acum ne referim la multele companii din domeniu care activează pe plan mondial, câteva importante și în România, evident, și de sorginte românească, pot oferi un nivel ridicat de protecție pentru rețele, sisteme, aplicații împotriva amenințărilor cibernetice. Deci a început războiul, revenim la elementul care mă interesează cel mai mult din perspectiva emisiunii Forum IT. Este România amenințată imediat, pe diverse paliere, instituții publice, infrastructuri critice, așa cum ați menționat, companii private și poate chiar omul de rând, cetățeanul român? O întrebare foarte bună și de actualitate. Da, România este amenințată și România este constant atacată cibernetic. Și vă îndemn să vizualizați interviul cu domnul general Anton Rog, care este șeful diviziei CyberInt, divizia de securitate cibernetică a Serviciului Român de Informații, care spune același lucru, că România este constant atacată cibernetic în direcția spionajului momentan, adică se caută informații confidențiale asupra infrastructurilor noastre critice, asupra ambasadelor, ministerelor și așa mai departe. De asemenea, dânsul a mai menționat într-un astfel de interviu că în ultimul timp se observă niște atacuri cibernetice altfel decât cele pe care noi ca țară le știam. Să zicem că eram obișnuiți, nu? Cu care eram obișnuiți. Asta ne arată iarăși amplitudinea războiului cibernetic și cât de sofisticate sunt aceste atacuri. Dar Serviciul Român de Informații și CyberInt are atribuții limitate, în sensul în care ei, datoria lor, și fac o treabă excelentă, este până acum, că de asta suntem, n-am avut, să spunem, incidente majore, înseamnă că oamenii și-au făcut treaba foarte bine, nu înseamnă că n-am fost atacați sau nu s-a încercat, dar CyberInt are atribuții limitate în limita legii și în limita statutului pe care l-au aceștia de a proteja instituțiile, ministerele și infrastructurile critice. Nu este suficient. Spațiul cibernetic românesc nu este compus doar din ministere și din infrastructura critică. Fac o paranteză, infrastructura critică înseamnă sisteme de telecomunicații, înseamnă sisteme de transport, de furnizare electrică, servicii, de servicii. Apă, gaz, curentul, iar este extrem de important. Energie electrică energie de la centrale nucleare, de exemplu. Da, deci tot ce ține de menținerea activității zilnice a cetățenilor și care ar avea un astfel de impact. Însă, spațiul cibernetic românesc, cum spuneam, nu este compus doar din ministere, instituții și infrastructură critică. Avem extrem de multe companii în România care dețin infrastructuri informatice. Practic, nu cred că mai există vreo companie care să nu aibă un sistem informatic sau să nu aibă adrese de e-mail sau servere cu baze de date și așa mai departe. Aceste companii sunt interconectate într-un fel sau altul, la rândul lor, cu instituțiile noastre și cu zonele sensibile. În sensul în care, dacă este o companie care furnizează software de control acces, ne imaginăm că are într-un fel sau altul o interconectivitate cu sistemele noastre sensibile. De asemenea, sunt companii care producătoare de alimente, producătoare de mâncare. Sunt companii care realizează transport. Ori, repet, toate acestea sunt interconectate între ele și spațiul cibernetic românesc are în componența sa și aceste companii. Acum, ce trebuie să se înțeleagă este că aceste companii trebuie și managerii și proprietarii acestor companii trebuie să fie conștienți că țara noastră este atacată, este țara NATO și pe hacker nu-l interesează cine ești tu, ci cum poate să te exploateze și cum poate să ajungă eventual la ținta finală. Vreau să dau un exemplu ca să se înțeleagă cât de importantă este securitatea cibernetică a companiilor private și de ce trebuie să o ia în serios.
Să luăm exemplul unui spital privat într-o regiune a țării. Am avut o astfel de discuție acum câțiva ani, vreo 5-6 ani, pentru că managerul spitalului respectiv spunea: domnule, dar noi nu avem lucruri extrem de importante. Și mi-a permis să-l contrazic și să-i spun că analizele pacienților, și era vorba despre 450.000 de pacienți care își făcuseră analizele la spitalul respectiv, într-o anumită regiune, sunt extrem de importante aceste analize. Pentru că ne arată de ce suferă populația zonei respective și asta dă informații unor atacatori, chiar și statali, despre starea de sănătate, despre vulnerabilitățile din punct de vedere al sistemului de sănătate, al sistemului sănătății. Și nu doar asta, dar și bolile cronice de care suferă aceștia. Nu doar un stat inamic ar fi interesant și de această informație, dar cred că și companiile pharma, pentru că aceste companii lucrează cu informații și au nevoie să știe într-o anumită zonă ce fel de boli cronice există, care e predispoziția la anumite tratamente pe care pot să... Deci toate companiile, într-un fel sau altul, dețin informații sensibile care sunt de folos cuiva la un moment dat. Dar mai mult nu numai. Putem să ne rupem un pic, să zicem, da, se pot uita, orienta către starea de sănătate a populației, dar haideți să facem legătura cu starea de sănătate versus capacitate de apărare. Păi stai puțin, că dacă starea de sănătate a populației în regiunea X este foarte slabă, atac altfel, da? Că folosesc nu am suficient combatanți, da, poate bolnav. Sau poate îi ajut să devină bolnavi. Adică se poate ajunge și la sabotaj prin... Hai să spunem așa, dacă noi vedem că din 450.000 de pacienți, să spunem 300.000 folosesc antidepresive, o armă psihologică folosind social media s-ar putea să fie mai eficientă decât o armă chimică sau știu și eu de altă natură. Adică poți să manipulezi o anumită populație care este într-o stare avansată de depresie să facă niște acțiuni care sunt de folos ție. Mă rog. Deci, ce am vrut să spun cu acest exemplu este că fiecare companie și noi ca țară trebuie să fim extrem de conștienți că în momentul de față suntem într-un război și noi trebuie să ne apărăm proactiv. Ucraina a constituit o armată cibernetică, se numește IT Army. Ucraina este o țară care exportă foarte mulți programatori, în sensul în care există foarte mulți programatori. Una din 5 companii din top 500 din Statele Unite folosește servicii IT din Ucraina. Au externalizat aceste servicii din motive de cost, din motive de din competențe și așa mai departe. Aceștia, odată cu războiul, s-au convertit în soldați cibernetici. Adică odată fiind programatori, cunoscând noțiunile de programare, cum se construiește un software, le-a fost destul de ușor să treacă în zona aceasta și servindu-și țara și patriotismul de care au dat dovadă. Deci noi ar trebui proactiv, noi ca și indivizi, să trăim cu această, să fim conștienți că suntem într-un război și trebuie fiecare dintre noi să ne apărăm spațiul cibernetic, fiecare cum poate. Adică trebuie să conștientizăm că putem să primim mail-uri care pot să fie periculoase, în sensul în care dacă le accesăm să ni se infecteze echipamentele și să ni se fure date sensibile. Trebuie să fim foarte atenți la zona aceasta de dezinformare. Ați văzut ce s-a întâmplat când un mesaj de genul se termină floarea soarelui sau se va scupi benzina, ați văzut valurile, reacțiile. Deci trebuie foarte, având în vedere că suntem într-un război cibernetic, trebuie să fim foarte conștienți că orice informație care este menită să ne pună să întreprindem o acțiune, trebuie să o trecem prin filtrul minții și prin raționamentul propriu. Asta e extrem de important pentru că suntem în război, da? Și trebuie să fim atenți. O altă precizare pe care o vreau să o fac referitor la companii. Companiile sunt, serverele acestora și infrastructura IT fiind vulnerabilă, pentru că nu se investește sau nu se înțelege riscul la care se expune. Am auzit de foarte multe ori, dacă nu mi s-a întâmplat până acum, n-are ce să mi se întâmple. Da, dar noi eram în război cibernetic, acum suntem în război cibernetic. Și au fost, rețineți ce vă spun, au fost companii care au fost atacate din Rusia și de pe serverele acestora s-au
întreprins atacuri cibernetice, s-au desfășurat atacuri cibernetice mai departe către site-urile și serverele infrastructurii Comisiei Europene și Parlamentului European și Comitetului Social Economic European, deci către instituțiile europene. Deci, practic, se vedea că atacul vine dintr-o infrastructură a unei companii din București. Acum, directorul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, domnul Dal Câmpean, a făcut un apel cât se poate de serios asupra acestor companii să-și ia toate măsurile să-și securizeze infrastructurile, pentru că sunt pasibile de amenzi și chiar poate să meargă în sfera penală. Adică dacă serverele tale sunt folosite pentru a desfășura atacuri cibernetice către alte instituții sau companii sau și așa mai departe, tu, pentru că nu ți-ai luat toate măsurile, ești cumva complice la acest aspect. Avem și întrebări de la telespectatori, dar, bineînțeles, după o scurtă pauză de publicitate. Sigur. Am revenit cu discuții despre piele, despre trenduri, informații importante pentru pielea noastră, Mirela. Trebuie să vorbim neapărat despre tendințe, pentru că încă suntem la început de an și tendințele sunt întotdeauna foarte, foarte importante. Este emisiunii de astăzi, este atunci și acum și vom vorbi despre școală și viață. Un subiect de creștere pentru un business și promovare. Discutăm despre felul în care se plasează România în structurile internaționale. Este un război hibrid, nu avem momentan nicio invazie, a trecut și ora 3. Sunt Paul Gabor Iliescu și voi pilota această emisiune printre stele. Suntem împreună într-o zi specială în care vorbim despre iubire. Ești pregătit pentru o viață prosperă astăzi? Știai că abundența și bunăstarea pot fi de partea ta? Există un timp al poveștilor, iarna, că nopțile sunt ani de lungi și ai vreme și să lucri și să stai la cuvânt. Vom face o emisiune în care vorbim despre litere, despre astrologie cabalistică, despre capacitatea sufletului. Terapia prin dans. Ca să fiu sinceră, vă mărturisesc că nici nu știam că există așa ceva până n-am cunoscut-o pe Loredana Larionescu. Bună seara, Loredana! În această seară mi-am dorit să deschidem o ușă. Astăzi discutăm despre mituri în gastroenterologie. O emisiune cu misiune care dorește să vă dezvăluie cât mai multe dintre tainele neștiute ale acestei țări. Vreau să vorbim astăzi despre construcție, despre ce trebuie făcut pentru ca în România să construim. Despre vizitele prin toate marile capitale ale lumii, parcă trăim așa într-o lume tripolară. Vă spun că răul se întâmplă câteodată în viața noastră pentru a ne ajuta să apreciem binele, pentru a ne ajuta să înțelegem ce înseamnă binele în viața noastră. Războiul cibernetic, un război cu luptători fără chip în spațiul digital, un conflict fără granițe. De altfel, din nou în emisiunea Forum IT, stăm de vorbă cu Madalin Dumitru, CEO și fondator al companiei de securitate cibernetică Cyber Smart Defense. Avem întrebări de la telespectatori. Dacă sunt conducătorul unei echipe care nu e foarte pregătită pe domeniul IT, dar știe să-și facă treaba pe piața românească, și echipe crede o echipă a unei firme care
se descurcă foarte bine pe piață în momentul ăsta, așa, cu toată criza, cu toate crizele, că doar am trecut de pandemie și iată a venit războiul în apropierea noastră. N-am oameni foarte bine pregătiți în IT, da? Îmi dau seama, există semnale pe care mă pot baza ca să-mi dau seama că e și compania mea atacată sau cât de mare, cred că e întrebarea acolo în spate, cât de mare trebuie să fiu ca să se uite cineva la mine? Nu dimensiunea, și repet ce am spus. Dar trebuie să reluăm pentru telespectatorii care poate nu au fost cu noi. Pe hacker nu-l interesează cine ești tu, ci câți bani poate face cu tine. Au fost atacate inclusiv firme mici de contabilitate, unde le-au fost criptate datele, le-au fost blocate, să folosesc un termen mai plastic. Datele nu au mai avut acces la ele și a fost paralizată activitatea acelei companii. Și li s-a cerut răscumpărare 2 bitcoin, care însemnau 80.000 de dolari. Pentru compania respectivă înseamnă foarte mulți bani, 80.000 de dolari. Sau nu poate o sumă imposibilă de plătit într-un... Nu l-a interesat pe hacker nicio secundă dacă are bani compania respectivă, dacă cât de mare este, dacă... Deci nu, pe ei, repet, nu interesează cine ești tu, cât de mare ești și câți bani pot să facă de pe urma acestor companii. Cum își poate da seama? Cum își poate da seama? Păi, dacă ajungi să-ți dai seama că ai fost atacat cibernetic, deja e prea târziu. Cele mai perfide și cele mai, să spunem, sofisticate atacuri, îți dai seama doar, fie dacă sunt criptate datele, nu mai ai acces la ele și din momentul ăla nu mai ai ce să mai faci, pentru că ăsta este obiectivul, să infiltrezi o rețea și să stai în așteptare, să monitorizezi ce se întâmplă și să ataci cel mai nevralgic punct al unei companii. Iar credeți-mă că acești hackeri, aceste grupări de hackeri știu foarte bine cum să se organizeze și cum să negocieze. Am participat la o astfel de negociere cu o companie care nu și-a luat măsuri proactive, în sensul care să-și securizeze infrastructura înainte să vină hackerii. S-a întâmplat, din păcate, a fost atacată de către hackeri și ne-au rugat să vedem cum putem să-i ajutăm. Și, mă rog, oricum este mult mai greu. Șansele scad dramatic să poți să salva o astfel de companie după ce a fost atacată. Cel mai bine este să o faci proactiv. Și am participat la o negociere cu hackerii respectiv și am încercat să ating niște puncte sensibile, să stimulez empatia acestora, în sensul în care să le spun, domnule, suntem o companie mică, suntem săraci. Și în cadrul acestor discuții, hackerul mi-a spus să nu încerca să ne păcălești, pentru că noi avem echipă specializată pe zona financiară, știm exact ce cifră de afaceri aveți, ce profit aveți, câți angajați și așa mai departe. Nu încerca să negociez cu noi, așa că și chiar s-au enervat la momentul respectiv. S-au perfecționat atât de mult acești atacatori pentru un motiv foarte simplu, se fac foarte, foarte mulți bani. Foarte repede. Și foarte repede și... Și netaxați. Netaxați și practic de oriunde. Și eu am spus asta, acești atacatori, la fel de eficient cum este un soldat în uniformă, cu mitralieră și cu echipament militar pe el, la fel de eficient poate să fie și un individ îmbrăcat în pijama undeva într-o bucătărie în Nigeria. La același impact îl pot avea din punct de vedere al perturbărilor unei activități, al unei companii sau chiar al unei țări. Benjamin Netanyahu a spus în cadrul unei conferințe de securitate cibernetică că în ziua de astăzi poți să îngenunchezi o națiune cu un singur click al unui buton, și aici nu ne referim la butonul bombei nucleare, da. Ne referim la tastele unei... Enter, poftim. Exact. Dacă ești pregătit să-ți asumi această responsabilitate, acest risc. Da, o întrebare de la telespectatori cu substrat. Mai este România o țară generatoare de hackeri? Probabil că se referă la Hackerville, sursa unui film hollywoodian, etc. Este România, transform eu întrebarea, este România în continuare producătoare de programatori buni care pot să fie ethical hackers? Avem specialiști foarte buni în zona de IT. În zona aceasta de securitate cibernetică, acest mit al Hackerville, care este, de fapt, Râmnicu Vâlcea, de unde și eu provin, e doar o coincidență, este un Dumnezeu. Mit, dar nu e nimeni perfect, este un mit acesta, în sensul în care acolo erau niște băieți care pur și simplu erau niște impostori, făceau niște înșelătorii, în sensul care postau niște licitații false și cereau niște
la prețuri derizorii și cereau o anumită sumă în avans. Aia nu se numește hacking. În schimb, există specialiști foarte buni și a mai spus cineva la fel de important, care lucra într-o structură a Statelor Unite pentru FBI, a spus că FBI prinde doar pe hackerii proști. Pe cei care sunt foarte buni nu prea au cum să-i prindă. Deci, având aceste auzind aceste vorbe, ne dăm seama, și era reprezentantul FBI-ului, ne dăm seama cât de periculoși sunt aceștia și ce metode sofisticate, iar mai există iarăși un mit că merg la poliție. Ne sună foarte mulți, deși noi nu ne ocupăm cu persoane fizice, ne sună foarte mulți și ne spun că li s-au spart conturile de Instagram, că li s-au spart conturile de Facebook și așa mai departe, și că sună la poliție. Evident, este foarte bine să sunăm la poliție, doar că poliția are, cum să spun, unelte limitate și nu poate să facă minuni. N-ai, în primul rând că ai un inamic invizibil. Apoi trebuie să faci, mă rog, comisie rogatorie, trebuie să faci sesizare la Facebook. De acolo lor le apar niște IP-uri care vin din Madagascar și așa mai departe. Și durează foarte, foarte mult. Adică poliția face, dar are resurse limitate și atribuții limitate în zona asta. Deci trebuie să mergem mai mult pe educație și profit de moment. Prevenție, foarte multă prevenție. Deci, singura metodă în zona asta de securitate și bine. Profit de moment, ca să precizez că am venit la emisiune dintr-un eveniment internațional, un concurs de programare pentru tineri organizat la Brașov, se numește Digital Nerds Contest în engleză, unde astăzi, printre vorbitori în conferințele acestui superb eveniment, a fost domnul Dragoș Preda, CEO al Radiocomunicații. Am pus și acolo întrebarea dacă rețelele din România au suferit de la începutul războiului sau sunt ținta unor atacuri. Care credeți că a fost răspunsul? Pentru că am nevoie apoi de o precizare de-a noastră. Care cred că a fost răspunsul? Având în vedere că are o funcție publică, cred că a fost unul rezervat, că nu poți. Dar foarte educativ. Dar foarte educativ. Ideea este aceeași, că permanent Radiocomunicații și celelalte instituții din domeniul telecom încearcă să-și întărească baza de specialiști. Și sunt în permanentă căutare de tineri studioși care termină liceul, absolvă o facultate de profil. Deci, cât de mare este cererea în momentul ăsta de specialiști în firmele de profil care pot deveni soldați aici, în războiul cibernetic? Aici este important de făcut o precizare. Acești specialiști, să nu amestecăm IT-ul, pentru că IT-ul este un domeniu foarte vast. Aici avem programatori, avem specialiști în securitate cibernetică, avem specialiști pe zona de hardware, pe zona de... deci așa mai departe. E nevoie de un anumit tip de gândire pentru a fi un hacker etic. E nevoie de... și cu asta te naști. E foarte greu să poți să o... poți să o cultivi, dar nu poți să... E destul de greu. Deci ai nevoie de acest, cum se spunem noi în engleză, mindset, mod de gândire, care trebuie să fie creativ. În primul rând trebuie să ai o inteligență mult peste medie, trebuie să vezi lucrurile mai în ansamblu, trebuie să ai o anumită capabilitate de analiză psihologică, bineînțeles și noțiunile de bază, să știi cum se programează ceva, ca să știi cum să desfaci, să faci ceea ce se numește reverse engineering și așa mai departe. Și iarăși un element extrem de important. Atacurile de succes sunt întreprinse de hackeri, nu de softuri, nu de mașini. Drept pentru care și securitatea cibernetică ar trebui făcută în aceeași măsură, tot de către oameni cu același tip de gândire. E adevărat că tool-urile și softurile și programele ne ajută, și, dar eu n-am văzut niciun atac cibernetic pe pilot automat, dai drumul la un soft, atacă cibernetic, fură datele și așa mai departe. Deci ei se ajută de softuri, dar creativitatea, gândirea, această abilitate de a înțelege profilul psihologic, când să ataci. Sunt mail-uri care sunt trimise dimineața la 5, când știm că ceasul biologic are o anumită
Are un bioritm, da? Da, are un anumit bioritm și este la un alt nivel. Și atunci este, omul este mai vulnerat, atenția este mai slabă și așa mai departe. Da. De asta majoritatea atacurilor către persoanele fizice, din ce am observat, se fac dimineața până în ora 8. Deci, avem specialiști, trebuie pregătiți, se fac eforturi în zona aceasta. Noi suntem și Centrul European de Securitate Cibernetică, suntem desemnați de către Comisia Europeană să avem acest centru de securitate cibernetică pentru spațiul cibernetic european. Avem șanse foarte mari să, ca România să devină un Silicon Valley din punct de vedere IT al securității cibernetice și avem și obligativitatea pentru că suntem graniță NATO și suntem și extrem de expuși și noi ca țară. Cred că ați pus mintea telespectatorilor la lucru pentru că întrebările, unele sunt, trebuie să recunosc că... Nu există întrebări bune sau mai puțin bune, există răspunsuri greșite. Nici nu mă aduceam într-acolo. Da. Vroiam să spun că îmi smulg zâmbete pentru că n-am cum, s-a pomenit Anonymous. Nu vreau să citesc întrebarea pentru că ne duce în zonă de drept internațional, etc., dar... Anonymous a făcut foarte multe... Poți să o transform. Bine, fie. Întrebarea. Ceea ce face Anonymous în vreme de pace ar fi condamnat, nu-i așa? Ce face Anonymous acum, în vreme de pace, ar fi condamnat. Asta e o întrebare pentru un jurist. Pentru noi, discutăm cu specialiști de securitate informatică, discutăm zona tehnică, zonă tehnică. Anonymous, de când a început acest război, a declarat public că este împotriva Rusiei și s-au văzut atacuri fulminante din partea acestora. Această comunitate Anonymous este formată din anonimi, că de-aia este Anonymous, și practic oricine poate să se asocieze la această comunitate și să facă parte din această comunitate. Și menționez câteva atacuri cibernetice răsunătoare asupra Rusiei, întreprinse, atribuite, revendicate de către Anonymous. Au fost atacate stațiile de încărcare electrice din Rusia și au fost pe display-urile acestora au fost mesaje cu cuvinte obscene la adresa lui Putin și au fost câteodată și oprite aceste stații de încălcare electrică. Stațiile, benzinăriile, la fel au suferit aceste tipuri de atacuri. Efectiv, scria Slava Ucrainii sau mai știu eu ce alte cuvinte obscene la adresa lui Putin. De asemenea, există o grupare cumva asociată Anonymous, se numește Squad 303. Aceștia au făcut un sistem, un site unde poți să intri și să trimiți mesaj care este deja predefinit, pregătit deja de către această grupare. Acest site se numește 1920.in și practic pe acest site poți să intri să trimiți mesaje de tip WhatsApp, SMS sau e-mail către numere de telefon din Rusia. Deci aceștia cumva au generat o bază de date cu adresele la întâmplare, random, cum se spune, cu numere de telefon din Rusia. Au fost generate peste 100 și ceva de milioane de astfel de numere și oricine poate să intre și trimite de pe telefonul lui un mesaj. Deci asta este tipul de atac cibernetic de tip hacktivism, în sensul în care au folosit această metodă pentru a se trimite mesaje către cetățenii ruși ca aceștia să se afle ce se întâmplă cu adevărat în Ucraina. Deci acel mesaj prestabilit spune guvernul rus, Federației Ruse vă minte, în Ucraina se întâmplă un măcel și așa mai departe. Au fost trimise în doar 7 zile peste 20 de milioane de mesaje către cetățeni ruși la întâmplare și se pare că nimeni nu s-aș fi așteptat la o asemenea amploare, adică dacă tu, guvern, ai cenzurat cât ai putut de mult internetul, ai tăiat Facebook, ai tăiat Instagram, Twitter și media. Și media și așa mai departe, ai încercat să izolezi cât mai mult și să, din punct de vedere al cenzurii, a avut un efect de bun. Nimeni nu s-ar fi așteptat să primească 20 de milioane de mesaje de la necunoscuți, de oriunde din lume și asta n-ai cum să o combați. Practic trebuie să oprești rețeaua de telefonie, n-ai cum să o combați. Nu poți să oprești să primești SMS pentru că s-au trimis din toată lumea. E o chestie pe care, la care nimeni nu s-a așteptat, dar cu un impact foarte, foarte mare. După care au început să atace companiile care nu se retrag din Rusia. Pirelli, Nestle, răsunătoare atacurile și au început să pună presiune pe managerii acestora să se retragă din Rusia.
Deci am văzut o multitudine de fațete și în forme noi de atac cibernetic. Au fost extrase dintr-o bază de date a Ministerului Apărării Rusiei, o bază de date cu 120.000 de soldați, nume, adrese, familie, poză, identificare, date de identificare, buletin, pașaport și așa mai departe. Deci tot felul de astfel de acțiuni din partea cealaltă, Rusia, armata cibernetică a Rusiei întreprinde. Deci este un război în toată regula și acum public. Adică s-au atacat sistemele de navigație, sistemele de ghidaj, coordonate GPS. Elon Musk a trimis în Ucraina, pentru că nu mai era internet în anumite zone, a trimis aceste echipamente Starlink, internet satelitar. Au fost bruiate aceste echipamente. Deci vedem ceva ce noi care lucrăm în această zonă de securitate cibernetică, cumva când ne întreba cineva, și mi-aduc aminte acum 10 ani de zile, când la o televiziune am fost întrebat care ar fi cel mai mare impact al unui atac cibernetic de domeniu științifico-fantastic, am descris cumva aceste acțiuni pe care le vedem acum. E bine, că noi vorbim de vreo 15 ani despre asta, noi da. Doi. Da. Întrebare de la telespectatoare. Alexandra ne întreabă de fapt nu ne întreabă, ea face o afirmație care are o întrebare, așa trebuie să fie în jurnalism. De aceea nu e bine să te bazezi prea mult pe sistemele online. Luați seama la lipsa de digitalizare de la stat. Deci, conține o întrebare. Mă ajută să vă întreb cum stăm cu securitatea informatică în instituțiile statului, dacă trebuie să ne temem că o eventuală sau eventuale găuri de securitate ar putea afecta viața de zi cu zi a cetățenilor României. Pot să dau un exemplu la care mă gândesc eu acum. L-ați pomenit ceva mai devreme, înainte de pauză, plata taxelor și impozitelor sau situația înregistrărilor despre taxele și impozitele populației. Este, trebuie să ne temem, dar este, cum să spun, cu impact critic, dar cu probabilitate mică acest tip de scenariu. Știu că avem oameni foarte bine pregătiți în zona aceasta care au ca atribuții să apere spațiul cibernetic din această perspectivă. Cei de la CyberInt fac o treabă foarte bună, un efort foarte mare. De temut trebuie să ne temem, pentru că acest nu este o glumă. Deci, cum spunea și domnul general Rog, să ne imaginăm că este atacată infrastructura electrică, să zicem, a Bucureștiului sau a țării. Orice țară, mai mult de 48 de ore, deja încep problemele. Ne imaginăm doar că se alterează mâncarea în frigidere după 48 de ore și nu mai are lumea ce să mănânce. Deci efectele sunt... Dar nu mai merg pompele la benzinării, nu mai există apă, stații de epurare. Nu, este un scenariu apocaliptic, dar care s-a întâmplat în 2007, atribuit Rusiei, când nu mai funcționa nimic. Site-urile de... În Estonia. În Estonia, da, în 2007. S-a întâmplat în Georgia, deci cam pe țările care au fost, să spunem, țintite de către Federația Rusă, am văzut astfel de simptome ale atacurilor cibernetice către cyber warfare, cum îl denumim noi, războiul cibernetic. Haideți să recapitulăm, deci tipurile de război cibernetic sau ce presupune el? Presupune spionaj, am notat, sabotaj, lovituri către rețele de energie electrică, perturbări, deci economice multiple, propagandă. Poate că e de cea mai mare actualitate acest aspect. Absolut. Propaganda făcută inclusiv prin intermediul știrilor false. Românii sunt susceptibili la România asta, poate mai mult decât alte nații. Românii ar trebui să înțeleagă că viața nu se trăiește pe Facebook și că informațiile nu se iau de pe Facebook și de pe forumuri. Am prieteni medici care îmi spun că le vin la cabinet pacienți care vin să fie consultați, dar ei au citit pe internet, au citit pe Facebook, au deja tratamentul și atunci, pe bună dreptate, medicul întreabă la ce mi-a venit la mine. Deci, foarte important să cetățenii să-și ia informații din surse credibile, din surse care ar avea ceva de pierdut dacă ar furniza o informație falsă. Adică, cum se... Și, iar, și chiar și la aceste surse, să luăm un exemplu, am investigat un caz, un atac cibernetic unde a fost atacat un site mic, un blog mic,
pentru că n-avea buget de securitate cibernetică, acolo a fost inserată o informație, un articol fals, după care a fost atacat un site mai mare și a fost preluat link-ul și repostat pe site-ul acesta, după care s-a trimis un mail către o televiziune și această televiziune, având aceasta a doua ca sursă credibilă, a preluat și s-a rostogolit această informație. I s-a dat veridicitate, da. Mai avem puține minute, vreo trei. Un telespectator care folosește în chat-ul nostru chiar denumit hacker. Care sunt cele mai mari amenințări la adresa securității cibernetice în acest moment asupra României? Întrebare perfectă, niciunul gândea mai bine. Pentru final, cele mai mari amenințări? Cibernetice. La adresa securității cibernetice a României în acest moment. În primul rând, infrastructura critică, poduri, aeroporturi, telecomunicații, apă, electricitate, nuclear și așa mai departe. Doi, companiile care cumva trebuie să înțeleagă că nu pot fi apărate companiile de către statul român. Trebuie să-și întreprindă propriile măsuri de securitate cibernetică proactiv, până nu e prea târziu. Și apoi, iară o amenințare la fel de importantă este populația care, să spunem, dă curs unor informații false. Ați văzut ce s-a întâmplat cu cozile, au luat benzină în o singură postare. Deci este incredibil. Tu știind că ești în război cibernetic, trebuie toate informațiile să le filtrezi cu o precauție mult mai ridicată. Deci cam astea sunt cele trei direcții și pericole pe care eu le văd și îi rugăm pe telespectatori să fie vigilenți, să fie precauți și să treacă prin... Dacă, de exemplu, mâine aflăm că Ucraina este un mare exportator, ceea ce am și aflat, printre alte, un mare exportator de sare. Înțeleg că vreo 80% din producția de sare e produsă în Ucraina. Mă întreb, dacă cineva pune o astfel de postare mâine, o să vedem iară rafturile goale de sare? Adică trebuie să... E bine că măcar nu se strică. Toate dezbaterile noastre pot fi urmărite și online. Căutați-ne pe pagina noastră de Facebook. Și nu uitați că atunci când sosesc specialiști în platourile Canalului 33 România, ei nu-și doresc decât să vă creeze o stare de realism mai mare, de informare, o stare de realism. Nu se inducă teamă, nu se inducă panică. Nu, este vorba despre conștientizare. Trebuie să vorbim despre aceste lucruri pentru că ele există, dar bineînțeles că nu trebuie să ne panicăm, dar trebuie să fim conștienți. Și să luăm măsuri proactive. Întrebându-i, odată că proactive, apoi întrebându-i pe cei care cu adevărat știu despre ce este vorba. Atât pentru această seară. Mulțumim domnului Mădălin Dumitru, CEO și fondator al companiei Cyberspark Divest. La revedere, ne revedem săptămâna viitoare. Dumnezeu știe cu ce ne mai aduce universul digital. La revedere!